Aceasta a fost atmosfera azi dimineață la termocentrala Mintia, când mai bine de 40 de minute, sute de angajați ai termocentralei au blocat drumul național 7 în cadrul unui protest spontan. Oamenii sunt nemulțumiți de noul contract colectiv de muncă și de faptul că acesta prevede numai tăieri pentru ei și beneficii pentru mineri. Pentru a-și arăta nemulțumirea, chiar liderul sindicatului liber și independent a intrat în greva foamei și aproximativ 300 de angajați au protestat alături de el. Pierderile salariale din nou contract de muncă dus prin înregistrare vineri la ITM Hunedoara, în interiorul lui se prevăd pierderi discriminatorii între salariați, adică partea energetică are pierderi, partea cealaltă are câștiguri, anumite venituri. Fapt care a dus la neîncadrarea în anvelopa salarială, lucru care se poate vedea și trebuie rezolvat printr-un program de eficientizare. Asta însemnând reducerea activității de la 5 la 4 zile pentru toți salariații care sunt cumpliți în programul de eficientizare, adică 3200, ponderea mare sau în totalitate Mintia, Parășeniu, mai puțin partea de exploatare și divizia minieră partea TESA. Asta însemnând o pierdere de încă 20% pentru fiecare salariat care este în cadrul programului respectiv. Ticula a mai adăugat și faptul că în peste 40 de ani de când lucrează aici, o situație similară cu aceasta nu a mai existat. Problema cea mai mare e nou contract colectiv de muncă care s-a semnat, care este în defavoarea energeticienilor. Și ce nu ne convine, în primul rând, pentru nou contract colectiv de muncă s-a negociat cu un departament al energeticienilor care are 145 de membri. Și nu mi se pare normal că noi suntem 1200 să ne reprezinte 145. Ori făcut un acord cu administrația care să ne diminueze fără să ne trebuie, fără un acord bilateral, deci numai unilateral, adică din partea administrației, să ne diminueze timpul efectiv de lucru. Automat ne diminuează veniturile, plus bonurile de masă, plus alte, deci toate decurg de la asta. Deci poate să te facă să stai acasă fără, na, nu, dar fiind semnat contractul colectiv de muncă, fără să te întrebe. Singura șansă de a se mai schimba ceva în contractul colectiv de muncă este acționarea în instanță. Demersul lor trebuie să fie în instanță, pentru că un contract de muncă odată negociat, semnat și înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă nu mai poate fi contestat decât în instanța de judecată. Conducerea complexului a fost anunțată de inițiativa lui Ticula, însă acesta este ferm și spune că... Eu în greva foamei nu o să mă duc la discuții și conciliere la alte etaje. Cine dorește mă poate contacta la sediul sindicatului.